Hai să vedem pentru ziua de sâmbătă, 4 septembrie, care este energia cărților de tarot. Wow, foarte frumos! Avem aici Arcana Majoră Nebunul, prima carte din setul de tarot, o carte care ne vorbește despre noi începuturi. În această zi de sâmbătă ar fi indicat să nu îți faci planuri foarte rigide, să acționezi spontan, să ai încredere, să pornești ziua cu optimism pentru că te așteaptă foarte multe aventuri cu riscuri și oportunități implicite, dar în general este o zi în care ar trebui să lași universul să te surprindă pentru că aici sunt niște surprize pregătite pentru tine și tot ce trebuie să faci este să lași la o parte rigiditatea programelor și a orarelor și a nevoii de a fi la ora fixă într-un anumit loc. Lasă loc vieții, lasă loc universului să te surprindă, să aducă în viața ta aventura, libertatea și dezinvoltura acestei arcane majore. Indiferent de vârsta la care te afli, astăzi o să simți o nevoie interioară foarte puternică de a face ceva excentric, ceva ieșit din comun, ceva ce nu îți stă în fire. E foarte important să nu te lupți cu această nevoie, fiindcă această nevoie de a face lucrurile altfel, de a încerca o nouă tunsoare, de a încerca un nou restaurant, de a încerca o nouă rețetă, de a merge pe alt drum, de a citi o altă carte, de a te uita la un alt serial, de a face ceva diferit, o să aducă în viața ta foarte multe oportunități, foarte mult potențial pozitiv. Această carte vine cu promisiunea unor noi începuturi, vine cu promisiunea unei aventuri, vine cu promisiunea unor rezultate fabuloase dacă ai încredere. Dacă ai încredere în tine, în forțele proprii, dar și în univers, în îngerul tău păzitor, în direcția pe care divinitatea ți-o arată acum. Fiind o zi de weekend, ți-aș recomanda să mergi la mare, să mergi la munte și să încerci niște sporturi extreme, de ce nu? Poți să încerci tiroliana, poți să încerci cățărările, poți să încerci să faci surfing sau windsurfing. Dacă nu îți plac aceste idei sau nu poți să faci aceste activități în această zi de sâmbătă, atunci ia-o cu pași mai mărunți, dar încearcă ceva nou astăzi. Pentru că s-ar putea să te surprinzi pe tine însăți și să descoperi lucruri care îți plac, lucruri pe care nici măcar nu le știai, pe care nici măcar nu ți le puteai imagina și care o să aducă foarte multă plăcere, foarte multă voie bună în viața ta. Dacă ți-a plăcut această interpretare și vrei să vezi mai multe astfel de etalări de tarot, inclusiv etalări lunare pe zodii, etalări anuale pe zodii, precum și etalări generale, te aștept pe canalul meu de YouTube. Nu uita de etalările fulger, etalările de urgență în care răspund foarte clar, foarte concis la o întrebare. Dacă ai întrebări suplimentare față de cele la care am oferit deja răspuns, lasă-le în comentarii și o să țin cont de sugestiile tale atunci când o să pregătesc următoarele videouri. Îți mulțumesc că ai stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!